Florence Scovel Sheen. Jocul vieții și cum să-l joci. Gândirea ar trebui să atingă perfecțiunea unei arte. Cel care atinge această maestrie trebuie să aibă mare grijă să picteze pe pânza spiritului său doar planul divin. El pictează tablourile sale cu magnifice tușe de putere, de decizie, cu credința perfectă că nu există putere capabilă să-i altereze perfecțiunea, știind că ele se vor manifesta în viața sa, idealul devenind astfel real. Puterea iubirii este dată omului pentru a realiza binele său pe pământ. Jocul vieții are ca scop să vă ajute în această realizare. Capitolul 1. Jocul. Cea mai mare parte a oamenilor consideră viața o luptă. Ori viața nu este o luptă, ci un joc. Este un joc în care nu poți câștiga dacă nu cunoști legea spirituală. Vechiul și Noul Testament dau o minunată clarificare a regulilor acestui joc. Iisus Hristos a numit acest joc a dărui și a primi. Tot ceea ce un om seamănă va culege, ceea ce înseamnă că ceea ce un om dă prin cuvânt sau prin acțiune îi va fi redat. Ceea ce va da, va reprimi. Dacă seamănă ură, va primi ură. Dacă iubește, va fi și el iubit. Dacă critică, va fi criticat. Dacă minte, va fi mințit. Dacă treșează, va fi jefuit. Ni se spune de asemenea că imaginația joacă un rol primordial în jocul vieții. Ai grijă de inima sau de imaginație mai mult decât orice altceva, căci din ea provine sursa vieții. Cartea Proverbelor. Ceea ce înseamnă că ceea ce omul își imaginează se va exterioriza mai devreme sau mai târziu în afacerile sale. Eu cunosc pe cineva care se temea de o anumită boală. Era o boală foarte rară și necontagioasă, dar el și-o reprezenta fără încetare și citea articole despre ea, așa încât, într-o bună zi, ea se manifestă în corpul său și muri, victimă a imaginației sale dereglate. Deci, ne dăm seama că, pentru a juca cu succes jocul vieții, trebuie să ne dirijăm bine imaginația. Acela a cărui imaginație a fost antrenată pentru a-și reprezenta doar binele, atrage în viața sa toate dorințele juste ale inimii sale. Sănătatea, bogăția, dragostea, prietenii, perfecta expresie de sine și realizarea celui mai înalt ideal. Imaginația a fost numită farfecele spiritului și, într-adevăr, ea decupează fără încetare, zi după zi, imaginile pe care omul le formează, mai devreme sau mai târziu, și în acest fel el întâlnește în planul exterior propriile sale creații. Pentru a-și forma în mod convenabil imaginația, omul trebuie să cunoască natura operațiilor care au loc în interiorul său. Grecii spuneau, cunoaște-te pe tine însuți. Spiritul cuprinde trei planuri, subconștientul, conștientul și supraconștientul. Subconștientul nu este decât puterea fără direcție. El se aseamănă cu vaporii sau electricitatea și îndeplinește ceea ce îi se comandă. El nu are putere intrinsecă. Tot ceea ce omul resimte profund sau își imaginează în mod clar este imprimat în subconștient și se manifestă în cele mai mici detalii. De exemplu, o doamnă pe care o cunosc se juca în copilărie de a văduva. Se îmbrăca în negru, cu un val lung și cei din jur o găseau caragioasă și amuzantă. La maturitate se căsători cu un om pe care îl iubea profund. Puțin după nuntă, el muri și ea purtă un val lung de doliu ani îndelungați. Subconștientul său, impresionat de imaginea pe care ea și-o formase, o exterioriză la timpul respectiv fără a ține seama de durerea ei. Conștientul a fost numit mentalul muritor sau carnal. Este mentalul inferior uman care vede viața așa cum este. El vede moartea, dezastrele, bolile, sărăcia și limitările de tot felul și imprimă toate acestea în subconștient, în suflet.
Supraconștientul este spiritul divin care se află în fiecare om. Este planul ideilor perfecte. Aici se află modelul perfect de care vorbea Platon, planul divin, pentru că există un plan divin pentru fiecare. Există un loc pe care trebuie să-l ocupi tu și pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa. Tu ai o sarcină de îndeplinit pe care nimeni altcineva nu o poate îndeplini. Există o imagine perfectă în supraconștient. Această imagine se proiectează câteodată ca un fulger în conștient și pare un ideal de neatins, ceva prea frumos pentru a fi adevărat. În realitate, aceasta este destinul adevărat, destinația omului, proiectat de spiritul infinit care se află în el însuși. Mulți oameni ignoră adevăratul lor destin și forțează alte lucruri, situații care nu le aparțin și care le-ar aduce doar eșecul și nemulțumirea dacă ar reuși să le obțină. O tânără, de exemplu, veni să mă vadă pentru a-mi cere să spun cuvântul. Această expresie pe care o vom întâlni deseori în această carte înseamnă a afirma, a restabili adevărul. Deci să-și pună cuvântul pentru a se căsători cu un bărbat de care era foarte îndrăgostită. Ea l-a numit A. B. Eu i-am răspuns că ar fi o violare a legii spirituale, dar că voi spune cuvântul pentru bărbatul care este ales în mod divin, bărbatul care îi aparține prin drept divin. Și am adăugat, dacă A. B. este acel bărbat, nu poți să-l pierzi. Dacă nu este el, voi primi echivalentul lui. Ea îl întâlnea pe Abi mereu, dar acesta nu se declara. Într-o seară, ea veni să mă vadă și îmi spuse, știți, de o săptămână încoace, Abi nu mi se mai pare chiar atât de remarcabil. I-am răspuns, poate că nu este el bărbatul din planul divin, s-ar putea să fie altul. Puțin după aceea, ea întâlni pe cineva care se îndrăgosti de ea imediat și îi declară că ea era idealul lui. De fapt, el îi declara tot ceea ce ea dorise să audă din partea lui Abi. Ea găsi acest lucru cu totul uimitor. Curând, ea răspunse sentimentelor lui și încetă total să se mai intereseze de Abi. Aceasta este un exemplu al legii substituției. O idee justă a fost substituită unei idei false, în consecință nu va rezulta nici pierdere, nici sacrificiu. Iisus Hristos a afirmat că cuvintele noastre joacă un rol important în jocul vieții. Prin cuvintele tale te vei salva, prin cuvintele tale te vei condamna. Mulți oameni au fost cauza dezastrului din viața lor, pronunțând cuvinte nesăbuite. Astfel, o doamnă mă întrebă într-o zi de ce viața ei a devenit săracă și mediocră. Ea avusese un cămin plin de lucruri frumoase și avea mulți bani. Cercetând, am aflat că ea obosise să-și conducă gospodăria și repeta neîncetat. M-am săturat de toate aceste lucruri. Aș vrea să trăiesc într-un cufăr. Ea adăuga. Azi acest lucru s-a îndeplinit. Cuvântul ei provocase această situație. Subconștientul nu are sensul umorului, iar oamenii își provoacă deseori nenorocirile prin glumele lor. Iată încă un exemplu. O persoană care avea o avere frumoasă glumea mereu spunând că se pregătește să intre într-un ospiciu. În doar câțiva ani, ea fu aproape ruinată, imprimând în subconștientul său imaginea mediocrității și a sărăciei. Din fericire, legea este cu două tăișuri și o situație nefericită poate fi transformată într-o situație avantajoasă. O consultantă veni la mine într-o zi caldă de vară pentru a-mi cere un tratament pentru prosperitate. Ea era epuizată, bătută, descurajată și îmi spuse că nu mai avea decât $8. Eu i-am spus, este perfect, noi îi vom binecuvânta și îi vom multiplica așa cum Iisus Hristos a înmulțit pâinile și peștii. Căci El ne-a învățat că orice om are puterea de a binecuvânta și de a mulți, de a vindeca și de a prospera. Și după aceea ce trebuie să fac? Urmează-ți intuiția. Te atrage ceva sau un loc anume? Intuiția vine din interior, înseamnă a vedea din interior, adică a fi învățat din interior. Intuiția este ghidul infailibil al omului și voi vorbi despre legile ei mai pe larg într-un alt capitol. Această doamnă reflectă, nu știu, mi se pare că ar trebui să merg la familia mea. Am exact atâția bani cât costă drumul cu autocarul. Familia sa se găsea într-un oraș îndepărtat și nu era bogată. Rațiunea, intelectul păreau să spună, rămâi la New York, găsește de lucru și câștigă bani.
Dar eu i-am spus, du-te acasă, nu ignora intuiția. Și am pronunțat pentru ea cuvântul următor. Spirit infinit, deschide calea spre mare abundență pentru doamna X. Ea să-și atragă în mod irezistibil tot ce îi aparține prin drept divin. Și i-am recomandat să repete aceasta fără încetare. Ea plecă imediat. Câteva zile mai târziu, făcând această vizită, ea reîntâlni pe o veche prietenă a familiei. Prin intermediul acesteia, ea primi mai multe mii de dolari într-un mod miraculos. De atunci ea mi-a spus adeseori, povestiți tuturor despre doamna care a venit să vă vadă doar cu 8 dolari în buzunar și cu o intuiție. Abundența există întotdeauna în calea ta, dar ea nu se poate manifesta decât prin dorință, credință sau cuvântul spus. Iisus Hristos a indicat clar că omul trebuie să facă primul pas. Cereți și vei primi, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și în Sfânta Scriptură citim, în ceea ce privește lucrarea mâinilor mele, comandă-mi. Spiritul infinit, adică Dumnezeu, este întotdeauna gata să îndeplinească dorințele mai mari sau mai mici ale oamenilor. Orice dorință exprimată sau neexprimată este o cerere. Suntem adesea uimiți când o dorință ne este brusc îndeplinită. Într-un an, înainte de Paști, văzând trandafiri frumoși în vitrinele florăriilor, mi-am dorit să primesc unul și timp de o clipă l-am văzut în minte, depus la ușa mea. În ziua de Paști îmi sosi un trandafir superb. A doua zi îi mulțumi prietenii care mi-l oferise, spunându-i că era exact ceea ce-mi dorea. Ea exclamă, dar nu ți-am trimis trandafir, ți-am trimis crini. Florarul confundase comanda ei cu alta și mi-adusese trandafirul numai pentru că eu pusesem în acțiune legea și pentru că trebuia să primesc un trandafir. Nimic nu se interpune între om, cel mai înalt ideal al lui și fiecare dorință a inimii sale. Doar îndoiala sau teama. Când omul știe să dorească cu curaj, toate dorințele sale se realizează imediat. Într-un capitol următor voi explica mai complet rațiunea științifică a acestui fapt, precum și felul în care teama trebuie să fie ștearsă din subconștient. Singurul dușman al omului e teama de sărăcie, de eșec, de boală, de pierderi, adică orice sentiment de nesiguranță, pe orice plan. Iisus Hristos a spus, de ce ți-e teamă om cu credința slabă? Vedem, deci, că trebuie să înlocuim teama cu credința, căci teama nu este decât credința inversată, este credința în rău în loc de credința în bine. Scopul jocului vieții este de a vedea clar binele și de a șterge din minte toate imaginile răului. Aceasta se obține imprimând în subconștient realizarea binelui. Un om strălucit care reușise excepțional îmi povesti că ștersese brusc orice teamă din conștiința sa pentru că citise într-o zi un anunț cu litere mari conceput astfel. De ce vă neliniștiți? Aceasta nu se va întâmpla probabil niciodată. Aceste cuvinte frapară în mod absolut subconștientul. El are acum convingerea fermă că numai binele va intra în viața lui și în consecință numai binele se va manifesta. În capitolul următor voi trata despre diferitele metode prin care se poate impresiona subconștientul. Acesta este servitorul credincios al omului, dar trebuie să ai grijă de el, să-i dai ordine corecte. Omul are constant lângă el un martor atent, subconștientul lui. Fiecare cuvânt se gravează în subconștient și se realizează în detalii surprinzătoare. Este exact ca pentru un cântăreț, a cărui voce se înregistrează pe disc. Dacă tușește sau ezită, discul înregistrează tot. Să spargem, deci, vechiul disc al subconștientului, discurile vieții noastre pe care nu vrem să le păstrăm și să facem altele mai noi și mai frumoase. Spuneți cu voce tare, cu putere și convingere aceste cuvinte. Sparg și demolez, prin cuvântul meu, tot ceea ce în subconștientul meu este fals. Toate acestea se întorc în neant, căci toate aceste gânduri false au ieșit din imaginație. Acum eu gravez noi discuri prin puterea lui Hristos care este în mine. Acestea sunt sănătate, bogăție, dragoste și expresia perfectă a ființei mele. Iată cvadratura vieții, jocul complet. Într-un capitol următor voi arăta cum omul poate modifica condițiile vieții sale schimbând cuvintele. Cel care nu cunoaște puterea cuvântului este în urma timpului său. Moartea și viața sunt în puterea cuvântului.
Capitolul 2. Legea prosperității. Unul dintre cele mai importante mesaje ale Bibliei transmise omului este acela că Dumnezeu este izvorul și că prin cuvântul său omul poate să facă să răsară tot ceea ce îi aparține prin drept divin. Dar, pentru aceasta, omul trebuie să aibă o credință totală în cuvântul spus. Isaia spune: cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără efect, fără să fie executat voința mea și fără să fie îndeplinit scopurile mele. Știm acum că cuvintele și gândurile au o putere vibratorie uriașă care, fără încetare, modelează corpul și faptele. O consultantă a venit într-o zi să mă vadă. Ea era într-o stare de neliniște extremă și mi-a spus că la 15 ale lunii urma să fie urmărită pentru o sumă importantă. Ea nu vedea niciun mijloc să-și procure acea sumă și era disperată. Eu i-am explicat că Dumnezeu este izvorul și că acest izvor există pentru orice fel de cerere formulată. Și am spus cuvântul. Am mulțumit pentru ca ea să primească acei bani în momentul oportun și într-un mod convenabil. Apoi am spus că trebuie să aibă o credință perfectă și să acționeze conform acestei credințe. Ziua de 15 sosi și încă nu primise banii. Eu i-am spus, azi e sâmbătă, nu vei fi deci urmărită de fisc. Rolul tău este să acționezi ca și când ai fi bogată și să dai dovadă de voință perfectă, o credință care contează pe această sumă în ziua de luni. Ea mă rugă să prânzăm împreună pentru a-i da curaj. Întâlnindu-o la restaurant, i-am afirmat, nu este momentul să economisești. Comandă un prânz ales, acționează ca și când ai fi primit banii pe care contai. Tot ceea ce cereți rugându-vă, credeți că ați primit deja. A doua zi ea mă chemă din nou pentru a-mi cere să stau cu ea până la sosirea banilor. Nu, i-am răspuns, ești divin protejată și Dumnezeu nu întârzie niciodată. Seara ea îmi telefonă foarte emoționată. Draga mea, s-a produs un miracol. Eram în salon azi dimineață când a sunat cineva la ușă. I-am cerut bonei să nu lași pe nimeni să intre. Ea se uită pe fereastră și îmi spuse că era vărul meu, cel care poartă o barbă mare albă. Atunci strigă-l să se întoarcă. Eu doresc să-l văd. El tocmai dădea colțul străzii când auzi vocea bonei și se întoarse. Vorbirăm aproximativ o oră și în momentul plecării el mă întrebă: a, apropo, în ce stadiu sunt finanțele tale? I-am mărturisit că aveam nevoie de bani și mi-a spus, ei bine, draga mea, îți voi da 3.000 de dolari la întâi ale lunii. Nu am îndrăznit să-i spun că eram urmărită pentru bani. Ce trebuie să fac? Nu voi primi acești bani decât pe întâi ale lunii și mie îmi trebuiesc mâine. I-am răspuns că voi continua să tratez. Reamintesc că în metafizică aceasta înseamnă a supune o persoană sau o situație acțiunii rugăciunii. Și am adăugat, spiritul nu acționează niciodată prea târziu. Mulțumesc pentru că ea a primit acești bani în planul invizibil și că acesta se va manifesta la timpul potrivit. A doua zi dimineață, vărul ei o chemă și spuse, treci pe la mine pe la birou acum dimineață și îți voi da banii. În aceeași după amiază, banii erau în contul ei la bancă și ea putea să semneze cecul atât de repede cât îi permitea emoția. Dacă ceri succesul, dar te pregătești pentru eșec, adică ai îndoiele asupra reușitei, vei obține situația pentru care te pregătești. Un domn a venit să-mi ceară să spun cuvântul pentru a fi anulată o anumită datorie. Eu îmi dădui seama că își petrecea timpul gândindu-se la ce i-ar spune celui căruia datora această sumă în cazul în care n-ar fi în stare să-i plătească, neutralizând astfel cuvântul meu. Ori ar fi trebuit să se vadă deja plătindu-și datoria. Avem o minunată ilustrare a acestui fapt în Biblie, când cei trei împărați, aflându-se în deșert, fără apă pentru oamenii lor și pentru cai, îl consultară pe profetul Elisei. El le comunică acest mesaj uimitor. Așa a vorbit Dumnezeu, săpați în această vale șanțuri. Nu veți vedea ploaie, vânt și totuși această vale se va umple cu apă și veți bea toți. Voi și animalele voastre. Omul trebuie să se pregătească să primească ceea ce a cerut, chiar și atunci când nu are nici cel mai mic semn.
O doamnă dorea să găsească un apartament în perioada în care era penurie de locuințe la New York. Prea imposibil și prietenii ei îi împărtășiră neliniștea spunând: ce păcat, vei fi obligată să ții mobilele într-un depozit și să locuiești la hotel. Dar ea răspunse: nu fiți îngrijorați pentru mine. Eu sunt sub protecție divină și voi avea apartamentul. Ea pronunță cuvântul. Spirit infinit deschide calea spre apartamentul care mi se cuvine. Ea știa că fiecare cerere va fi îndeplinită, deoarece fiind spiritual liberă, lucrând în planul spiritual și fiind una cu Dumnezeu, era majoră. Avea intenția să-și cumpere cuverturi noi când ispita gândirii negative îi sugeră: nu le cumpăra, poate că la urma urmei nu vei găsi apartamentul și nu vei ști ce să faci cu ele. În schimb, ea își răspunse rapid: voi săpa șansurile mele, cumpărând aceste cuverturi. Se pregăti deci pentru a primi acest apartament. Acționa ca și când l-ar fi avut deja și găsi unul în mod miraculos care îi fu atribuit, deși mai existau vreo 200 de cereri pentru el. Cuverturile fuseseră un act de credință. Inutil să vă amintesc că șansurile săpate de cei trei regi în deșert s-au umplut până la debordare. A te pune în rezonanță cu lucrurile spirituale nu este ușor pentru mulți oameni. Gândurile adverse de îndoială, de teamă, se nasc în subconștient. Sunt armatele de străini care trebuie puse pe fugă. Așa se explică de ce este mai întuneric înainte de răsărit. O mare demonstrație este în general precedată de gânduri obsedante. Declarând supremele adevăruri spirituale, lansezi o sfidare a vechilor idei înfipte adânc în subconștient și se arată eroarea care trebuie eliminată. Este momentul să faci frecvente afirmații, să te bucuri și să mulțumești pentru ceea ce ai primit deja. Înainte de a mă chema, eu voi răspunde. Aceasta înseamnă că fiecare dar bun și perfect așteaptă ca omul să recunoască că cel îi aparține deja. Omul nu poate obține decât ceea ce el se vede deja primind. Copiii Israelului au avut certitudinea că vor poseda toate pământurile pe care le vor vedea. Acest lucru este adevărat pentru fiecare. Omul nu posedă decât ceea ce există deja în viziunea sa mentală. Orice operă de anvergură și orice lucru care s-a realizat puternic s-a manifestat mai întâi în viziune. Ori adeseori, chiar în momentul unei demonstrații strălucite, apare eșecul și descurajarea. Copiii Israelului, ajunși în pământul făgăduinței, nu îndrăzneau să pășească căci, spuneau ei, era populat de uriași care le dădeau impresia unor lăcuste. Este o experiență comună tuturor oamenilor. Totuși, cel care cunoaște legea spirituală nu este tulburat de aparențe și se bucură chiar atunci când este în captivitate. Adică, persistă să vadă adevărul și să mulțumească pentru tot ceea ce este deja împlinit, pentru ceea ce a primit deja. Iisus Hristos a dat în acest sens un minunat exemplu. El a declarat discipolilor săi: spuneți că mai sunt 4 luni până la recoltă. Iată ce vă spun, ridicați ochii și priviți câmpurile, sunt deja gata pentru recoltare. Viziunea sa clară străbătea lumea materiei și îl vedea perfect lumea celei de-a patrei dimensiuni, adică lucrurile așa cum sunt ele în realitate, perfecte și complete în spiritul divin. Astfel, omul trebuie să mențină constant viziunea scopului călătoriei sale și să ceară manifestare a ceea ce a primit deja, fie că este vorba de o sănătate perfectă, de dragoste, de prosperitate, de facultatea de a se exprima perfect, de un cămin de prieteni. Toate acestea sunt idei perfecte și desăvârșite, înregistrate în spiritul divin, pe care omul trebuie să le manifeste prin el însuși. De exemplu, un om a venit să-mi ceară să-l tratez pentru a reuși în afaceri. Îi trebuiau neapărat, într-un timp scurt, 50.000 de dolari. Se apropia termenul și, disperat, el veni să mă vadă. Nimeni nu vroia să încredințeze capital, iar banca a refuzat categoric orice împrumut. Eu i-am spus: presupun că v-ați înfuriat la bancă, pierzându-vă astfel forțele. Puteți să stăpâniți orice situație, dacă știți să vă stăpâniți voi înșivă. Întoarceți-vă la bancă, am adăugat, și eu voi trata. Iată cum am făcut. Am spus: prin dragoste sunteți identificat cu spiritul tuturor celor care sunt în bancă. Fie că ideea divină să reușească în această situație. El exclamă: la ce vă gândiți? Este imposibil, mâine este sâmbătă, banca se închide la 12 și trenul meu nu sosește acolo înainte de 10. În plus, termenul expiră mâine și în orice caz ei nu vor să știe de nimic.
este prea târziu. Eu i-am răspuns, Dumnezeu nu se îngrijorează în privința timpului. Nu este niciodată prea târziu pentru El. Cu El, orice este posibil. Și am adăugat, nu mă pricep la afaceri, dar îl cunosc bine pe Dumnezeu. El mi-a răspuns, toate acestea sunt magnifice când vă ascult, dar după ce ies de aici, voi fi angoșat. Locuia într-un oraș îndepărtat și n-am mai auzit vorbindu-se despre el, timp de o săptămână. Apoi sosi o scrisoare, iată ce-mi scria. Aveați dreptate, am putut să împrumut bani. Niciodată nu voi mai avea îndoieli asupra adevărului sau despre orice îmi veți spune. L-am revăzut pe acest domn câteva săptămâni mai târziu și l-am întrebat ce s-a întâmplat. În orice caz, ați avut timpul necesar pentru a lua banii. El mi-a răspuns, trenul meu a avut întârziere. Eu nu am ajuns la bancă decât la 12 fără un sfert. Am intrat liniștit și am spus, am venit pentru un împrumut. Și mi s-a aprobat fără obiecții. Era ultimul sfert de oră care i-a fost acordat și Spiritul Infinit n-a întârziat în asemenea ocazie. Acest om nu ar fi fost capabil niciodată să facă singur demonstrația. El avea nevoie de cineva pentru a-l ajuta să mențină viziunea perfectă. Așa trebuie să facem unii pentru alții. Iisus Hristos cunoștea acest adevăr când a spus, dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ asupra unui lucru, acesta le va fi acordat de Tatăl meu care este în ceruri. Singur, ești prea absorbit de propriile afaceri și devii prada îndoielilor și temerilor. Prietenul vindecătorul vede clar succesul, sănătatea sau prosperitatea și asta cu tărie. Nu are slăbiciune pentru că nu este el în cauză. Este infinit mai ușor să faci demonstrație pentru altcineva decât pentru tine însuți. Prin urmare, nu trebuie să eziți să ceri ajutor atunci când te simți fără putere. Un observator puternic al vieții a spus într-o zi, niciun om nu poate eșua dacă o singură persoană din lumea asta crede în reușita lui. Aceasta este puterea viziunii. Se întâmplă frecvent că un bărbat să datoreze reușita lui soției, surorii sau unui prieten care credeau în el și care cu tărie au știut să mențină viziunea modelului perfect. Capitolul 3. Puterea cuvântului. Prin cuvintele tale te vei salva, prin cuvintele tale te vei condamna. Cel care cunoaște puterea cuvântului este întotdeauna atent la ceea ce spune în conversație. Este de ajuns să supraveghezi reacțiile cauzate de cuvintele tale pentru a ști că ele nu se întorc la tine fără efect. Prin cuvântul său, omul își creează lui însuși legi. Am cunoscut pe cineva care spunea, pierd mereu autobuzul, pleacă exact atunci când sosesc eu. Fica se spunea, eu prind întotdeauna autobuzul, sosește în clipa în care sosesc eu. Și așa, timp de mai mulți ani, fiecare stabilise o lege pentru sine, una pentru eșec, cealaltă pentru reușită. Iată explicația psihologică a superstițiilor. Potcoaba calului sau părul de elefant nu au prin ele însele nicio putere, dar cuvântul și credința care afirmă că ele poartă noroc creează în subconștient o stare de optimism care atrage șansa. Totuși, am observat că aceasta este fără efect pentru oamenii care, mai avansat spiritual, cunosc o lege superioară. Aceasta se explică astfel, nu poți să te întorci în trecut, ci trebuie să îndepărtezi imaginele decupate. Doi dintre elevii mei avuseseră mari succese în afaceri mai multe luni la rând, când brusc totul se înrăutăți. Noi încercarăm să analizăm situația și descoperirăm că în loc să facă afirmațiile lor pentru reușită și să se lase în voia lui Dumnezeu pentru succesul și prosperitatea lor, ei achiziționaseră o maimuțică port-bonheur. Aha, le-am spus, înțeleg. V-ați pus credința în maimuțică și nu în Dumnezeu. Debarasați-vă de maimuțică și apelați la legea iertării, căci omul are puterea de a ierta, adică de a neutraliza erorile sale. Ei se hotărâră să arunce maimuțica și totul merse din nou cât se poate de bine. Asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm toate ornamentele port-bonheur, doar că trebuie să recunoaștem că ele singure nu înseamnă nimic. Puterea lor este Dumnezeu din ele.
El este unica putere, iar obiectul nu servește decât la procurarea unui sentiment de optimism. Într-o zi eram cu o prietenă foarte nefericită, care găsi o potcoavă pe când traversa strada. Ea fu imediat plină de bucurie și speranță. Ea era sigură că Dumnezeu îi trimisese acea potcoavă pentru a-i întări curajul. Și într-adevăr, în starea în care se găsea era singurul lucru care putea să-i impresioneze subconștientul. Speranța se transformă în credință și apoi ea făcu o splendidă demonstrație. Țin să subliniez că cei doi oameni despre care am vorbit nu credeau decât în maimuțe, în timp ce prietena mea a recunoscut puterea superioară. În ceea ce mă privește, trebuie să recunosc că a trecut ceva timp până când m-am debarasat de ideea că un anumit lucru trebuie să-mi aducă întotdeauna o deziluzie. Dacă acest lucru apărea invariabil, urma o decepție. Mi-am dat seama că singurul mijloc de a aduce o schimbare în subconștientul meu era să afirm: nu există două forțe, ci doar una singură. Dumnezeu. Prin urmare, nu există deziluzie și acest lucru îmi anunță o surpriză frumoasă. De îndată am remarcat o schimbare și mi se întâmplară multe lucruri plăcute. Una dintre prietenele mele declara că nimic n-ar putea să o decidă să treacă pe sub vreo scară. I-am spus: dacă ți-e frică, înseamnă că tu crezi în două forțe, binele și răul. Dat fiind că Dumnezeul este absolut, nu poate să existe o putere opusă lui decât atunci când omul își creează legi false, rele. Pentru a arăta că crezi într-o singură forță, Dumnezeu, și că nu există nici putere, nici realitate în rău, treci pe sub prima scară pe care o întâlnești. Puțin timp după aceea, prietena mea merse la bancă. Ea dorea să-și deschidă seiful, dar o scară se afla în drumul ei. Era imposibil să ajungă la seif fără să treacă pe sub scară. Speriată, ea bătu în retragere, dar ajunsă în stradă, cuvintele mele răsunară în urechi și se hotără să treacă pe sub scara aceea. Era un mare efort pentru ea, deoarece ani de zile fusese prizoniera acestei idei. Ea reveni la subsol, unde se aflau seifurile, dar scara nu mai era acolo. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. De îndată ce ai decis să nu mai ții seama de temeri, ele vor fi îndepărtate. Aceasta este legea non-rezistenței, care este așa de puțin înțeleasă. Cineva a spus că curajul conține geniu și magie. Faceți față fără teamă unei situații care pare amenințătoare și vă veți da seama că ea nu mai există, dispare de la sine. Așa se explică faptul că teama a atras scara în drumul prietenei mele, iar curajul a făcut-o să dispară. Astfel, forțele invizibile lucrează constant pentru cel care trage el însuși sforile, fără să știe. Din cauza forței invizibile a cuvântului, orice am spune, începem să atragem. Cei care vorbesc neîncetat despre boală și o atrag negreșit. Când ne inițiem în adevăr, noi nu prea putem să ne supraveghem cuvintele. De exemplu, una dintre prietenele mele îmi spune deseori la telefon: vino să mă vezi ca să vorbim ca pe vremuri despre vrute și nevrute. Această convorbire ca pe vremuri înseamnă o oră în timpul căreia 500 până la 1000 de cuvinte distrugătoare vor fi pronunțate, principalele subiecte de conversație fiind pierderile, lipsurile, eșecurile și bolile. De aceea eu îi răspund: nu, mulțumesc. Aceste convorbiri sunt prea costisitoare, am avut destule în viața mea. Aș fi mulțumită să vorbesc într-un limbaj nou despre ceea ce vrem, mai curând decât despre ceea ce nu vrem. Un vechi dicton spune că omul spiritual nu folosește cuvântul decât în trei scopuri: pentru a vindeca, pentru a binecuvânta sau pentru a prospera. Ceea ce un om spune despre ceilalți, așa se va spune și despre el, și ceea ce dorește altora, își dorește lui însuși. Dacă un om dorește ghinion cuiva, este sigur că și-l va atrage lui însuși. Dacă dorește să ajute pe cineva să reușească, el își dorește propriul succes și se ajută pe sine. Corpul poate fi reîntinerit și transformat prin cuvânt și printr-o viziune clară, iar boala complet ștearsă din conștient. Metafizicianul știe că orice boală are o corespondență mentală și că pentru vindecarea corpului trebuie mai întâi să-și vindeci sufletul. Trebuie ca subconștientul, adică sufletul, să fie salvat de gândurile negative. În Psalmul 23 citim: El îmi vindecă sufletul. Aceasta înseamnă că subconștientul, adică sufletul, trebuie vindecat prin idei juste. Unirea mistică este aceea dintre suflet și spirit,
adică dintre subconștient și supraconștient, trebuie să fie unite. Când subconștientul este plin de ideile perfecte ale supraconștientului, Dumnezeu și omul sunt o singură ființă. Eu și Tatăl Ceresc suntem unul. Aceasta înseamnă că omul este unit cu el în planul ideilor perfecte. El este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și îi sunt dăruite puterea și dominația asupra tuturor lucrurilor create, asupra spiritului său, asupra corpului și afacerilor sale. Se poate spune că orice boală și orice nenorocire sunt cauzate de încălcarea legii iubirii. Vă dau o nouă poruncă. Iubiți-vă unii pe alții. În jocul vieții, iubirea, adică bunăvoința, câștigă pe toate planurile. Faptul următor este o dovadă. O cunoștință suferea de mai mulți ani de o teribilă boală de piele. Medicii afirmaseră că este incurabilă și bolnava era disperată. Această doamnă era actriță și se temea că va trebui să renunțe la carieră și nu avea alte resurse de trai. Totuși, îi se oferi un angajament avantajos și în seara premierei ea a avut un real succes. Presa îi consacră articole laudative și prietena mea, plină de bucurie, era încântată. A doua zi, contractul îi se desfăcu. Un artist, gelos pe succesul ei, obținuse rezilierea. Prietena mea se simți cuprinsă de amărăciune și ură și exclamă cu voce tare: "O, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să-l urăsc pe acest om." În noaptea aceea ea a lucrat în liniște mai multe ore în acest sens. Apoi mi-a mărturisit. Am intrat într-o liniște profundă. Mi se părea că sunt în sfârșit împăcată cu mine însă și cu acel om și cu lumea întreagă. Am continuat să lucrez astfel și în nopțile următoare și a treia zi mi-am dat seama că boala mea de piele era complet vindecată. Cerând să exprime iubirea, bunăvoința, ea îndeplinise legea, deoarece iubirea este îndeplinirea legii, și astfel boala, care provenea dintr-un resentiment ancorat în subconștient, a dispărut. Critica permanentă provoacă reumatisme, deoarece gândurile nearmonioase formează în sânge depuneri acide care se localizează în jurul articulațiilor. Tumorile au drept cauză geluzia, ura, refuzul de a ierta ofensele, teama. Fiecare boală este cauzată de o stare de spirit rea. Eu am spus într-o zi elevilor mei: "Nu trebuie să întrebați pe cineva ce aveți, ci aveți ceva împotriva cuiva, căci refuzul iertării ofenselor este cauza cea mai frecventă a bolilor. Scleroza arterelor și a ficatului, precum și bolile de ochi, sunt consecința acestui refuz și multe alte rele le urmează." Într-o zi, eu am vizitat pe o doamnă care mi-a spus că era bolnavă pentru că mâncase o stridie rea. "Nu," am replicat eu, "stridia era inofensivă. Tu ai otrăvit stridia." "Ai ceva cu cineva?" i-am răspuns. "Da, cu aproximativ 19 persoane." Ea se certase cu 19 persoane și devenise atât de nearmonioasă încât își atrăsese stridia dăunătoare. Orice dezordine exterioară indică o dezordine mentală. Exteriorul corespunde interiorului. Singurii dușmani ai omului se află în el însuși. Dușmanii omului sunt cei din sinea lui, după cum a afirmat Hristos. Personalitatea este un ultim inamic pe care trebuie să-l depășim, deoarece această planetă este pe cale de a primi inițierea în iubire. Să ne amintim de mesajul lui Iisus: pace pe pământ, bunăvoință față de oameni. Omul iluminat se străduie să se perfecționeze ajutându-și aproapele. El lucrează cu el însuși, învață să trimită fiecăruia binecuvântări și gânduri bune, și ceea ce este și mai minunat, atunci când binecuvântează o ființă, aceasta pierde orice putere dăunătoare. Cineva a venit să ceară să-l tratez pentru reușita în afaceri. El vindea mașini și un concurent venise afirmând că posedă o mașină superioară. I-am spus: "Mai întâi trebuie să înlături orice teamă, să crezi că Dumnezeu îți protejează interesele și că ideea divină poate veni chiar din această situație. Adică mașina care trebuie să fie vândută celui care are nevoie de ea, de către cel care trebuie să o vândă." Și am adăugat: "Nu întrețineți nici măcar o singură idee critică despre acest om. Binecuvântați-l în fiecare zi și fiți gata să vindeți mașina voastră dacă aceasta este ideea divină."
Se duse deci să-și vadă clientul fără teamă, fără rezistență, binecuvântându-și concurentul. Mai târziu, el îmi povesti că rezultatul a fost remarcabil. Mașina concurentului refuză să funcționeze și el o vându pe a sa fără nicio dificultate. Iar eu vă spun vouă, iubiți-vă dușmanii, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă maltratează și care vă persecută. Bunăvoința produce o aură de protecție în jurul celui care o cultivă și o întreagă armată ridicată împotriva lui va fi fără efect. Cu alte cuvinte, iubirea și bunăvoința îi distrug pe dușmanii care sunt în noi înșine și prin urmare nu mai avem dușmani în exterior. Pacea domnește pe pământ pentru cel care trimite oamenilor gânduri de bunăvoință.